Bilmiyorum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun tek başına? Bu savaşın Baran kazanacak. İçini ferah tut. Abiyim misin? Üç kardeş görecektin bizi. Canın acıyacak, bırak. Senin kadar değil. Bună, prieteni! Toate detaliile sunt în videoclipul nostru. Nu uitați să vizionați până la final și să vă abonați. Așteptăm 1000 de licheuri pentru cei care vor să se termine Cevahir. Baran află planurile perfide ale lui Cevahir. El experimentează o explozie de furie. Reunește camera de studiu. Baran își ia pistolul și merge după Cevahir. Cu toate acestea, fratei stă împotriva lui. El spune unde mergi singur. Când Baran nu vrea să facă o declarație, frat spune că voi veni și eu. Văzându-i pe frat și Baran ieșind împreună din casă, Cihan spune, vin și eu. Cu toate acestea, ceea ce s-a întâmplat îl face pe Dilan foarte neliniștit. Dilan îi este foarte frică să nu-l piardă pe Baran. Își împărtășește temerile cu mama lui. Mă întreabă cum pot să ies din războiul în care se află? Doamna Sabiha, ca întotdeauna, face propoziții care îl susțin. Baran va câștiga acest război, stai liniștit. Baran, Cihan și frat vor face raid peste tot pentru a-l găsi pe Cevahir. Ei se implică într-o luptă în timpul acestui raid. Baran este rănit la mână. Cihan și frat întreabă în același timp, frate, ești bine? În timp ce se luptă, Gul încearcă să-l calmeze pe Dilan. Suntem cea mai mare putere din spatele lor, spune el. Nu uitați să puneți un emoji de inimă în comentariu pentru Baran și frații săi. Dilan îl vede pe Baran luptându-se și rănindu-se. Dilan va fi supărat din cauza asta și nu va vorbi cu Baran. Dilan va vedea că mâna lui Baran a fost tăiată. Dilan va bandaja rana de pe mâna lui Baran. Din moment ce Dilan rămâne tăcut, Baran încearcă să vorbească cu Dilan. Nu este normal ca Dilan să nu răspundă. Dilan vorbește despre sângele de pe cămașa lui Baran. Baran își dă seama că Dilan este de fapt foarte speriat. Baran îl va îmbrățișa pe Dilan. Baran va spune că Dilan este de fapt cel care suferă mai mult decât oricine altcineva. Am ajuns la finalul unui alt videoclip. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările. Aveți grijă de voi! La revedere!